Bun găsit astăzi pe gadgetreport.ro, încercăm să aflăm care este cel mai bun aparat de aer condiționat de până în 1500 de lei, urmarea unor întrebări pe care le-am primit pe gadgetreport.ro. Vom vorbi despre coeficientul de performanță-scop, despre coeficientul de energie-eficiență-ser, vom vorbi despre prețuri, despre facilități și vom căuta să vedem care este în acest moment cea mai bună ofertă pentru un aparat de aer condiționat de până în 1500 de lei. Rămâneți cu mine pe gadgetripor.ro. bun hai să trecem la lucruri concrete M am intrat pe eMAG de ce pentru că pe eMAG ai oferte de la mai mulți comercianți puteam să intrăm pe Altex, dar era numai, uh, numai produse de la Altex sau pe Media Galaxy la fel, sau pe uh, alte site-uri, pe Domo, pe pe PC Mac, pe pe ce site vreți voi? Dar am ales platforma iMac pentru că oferta este mult mai bogată decât la alte, alte site-uri de profil. O să mergem, bineînțeles, în electrocaznice, climatizare, aparate de aer condiționat și o să încercăm să vedem care sunt selecțiile pe care vrem să le facem pentru a găsi aparatul cel mai bun din punct de vedere al raportului preț-calitate și, bineînțeles, de până în 1500 de lei. Cum le selectăm? În general căutăm preț crescător, este cel mai important criteriu selectăm 1000-1500 de lei pentru că ăsta este prețul care ne interesează pe noi nu ne interesează pentru moment brandul, nici ratingul, pentru că ratingurile câteodată dau niște răspunsuri care nu sunt neapărat reale tipul produs, ne interesează, bineînțeles, un, un o consolă de tip de tip obișnuit, nu ne interesează un aparat de aer portabil, aer condiționat portabil. Vă sfătuiesc să nu cumpărați astfel de produse pentru că, bineînțeles, dincolo de designul pe care îl vedeți în poză, el va mai veni cu o coloană care trebuie să iasă undeva, să aibă evacuarea aerului cald pe un geam, bineînțeles și vă veți trezi că este un destul inconfortabil să folosești această coloană, să o duci pe un geam, să-i faci o gaură, e ca la o hotă, trebuie să scoți un burlan pe care să se ducă aerul, aerul rece. Deci sfatul meu este să luați aer condiționate normale, sunt ușor de instalat, ușor de dat jos, vă costă și mai puțin instalarea decât aerele de pildă care le instalezi în podea sau care le instalezi pe tavan, ca să vă dăm și alte exemple ce ne interesează, suprafața între 15 metri și 80 de metri pătrați, nu selectăm aici nimic. Capacitatea generală mă interesează între 19.000, între 9.000 și uh, 12.000 metri uh, de BTU, nu cumpărați produse sub, sub, acest nivel pentru că vor fi ca un niște ventilatoare simple, nu o să vă ofere un randament decât dacă aveți o cameră foarte, foarte mică pe care vreți să o acoperiți, adică sub 10, 5-10 metri pătrați. Cel mai bine între 9.000 și 12.000 de BTU. Să alegeți un aparat de aer condiționat, cele între 18.000 și 26.000 sunt pentru vile, pentru spații foarte, foarte ample, acolo unde aveți nevoie de un aer foarte, foarte performant. Eficiență energetică, răcire, le lăsăm pe toate activate. Dacă ar fi să selectăm pe cel mai performant din punct de vedere al consumului de energie, ar fi acest, ar fi un singur aparat cu A++. La fel și la eficiența energiei energetică pe segmentul de încălzire. Mai departe, Nivelul de zgomot, de zgomot unitate intern aici, bineînțeles, se referă la zgomotul pe care îl face aparatul atunci când e în funcțiune, în casă. Nu cred că vreți să sau, sau aveți un aparat de aer condiționat zgomotos. Așa că o să introducem un criteriu simplu. Sub 25 de decibele, adică cele mai silențioase din oferta eMAG. Tehnologie Wi-Fi, asta înseamnă că puteți controla cu telefonul aparatul de aer condiționat aici asta e, acest lucru este bun atunci când de pildă te afli pe drum spre casă și vrei că atunci când ajungi acasă să fie deja răcoare în casă intri pe telefon, pe aplicații ai pornit aerul condiționat din casă ceea ce e foarte foarte bine nu selectăm aici, vedem exact în funcție de ce găsim, apoi e un criteriu important din punctul meu de vedere și important să îl selectați suprafața de montare mă interesează pe perete, nu mă interesează pe podea, nici pe geam și nici pe plafon. Chi de instalare inclus, da, vreau acest lucru pentru că sunt multe capcane în piață. Dacă luați fără kitul de instalare, vă puteți trezi că firma care vă instalează vă cere foarte, foarte mulți bani. Se poate ajunge până la 10, 12, 1000, 1200 de lei pentru instalarea unui aer condiționat, ceea ce e e, mie mi se pare prohibitiv, adică dai 1300-1500 de lei până aparat de aer condiționat și mai plătești încă 1000 de lei pentru instalare, este foarte, foarte mult. Așa vei plăti între 400 și 600 de lei pentru instalare în funcție de oraș, de firmă, poate chiar și mai puțin. Cred că prin orașele mai mici, nu cred că plătești mai mult de 200 de lei pentru instalarea unui, unui aparat de aer condiționat, dați-mi răspunsurile voastre, bineînțeles, în comentarii, ce, cum, cum e la voi în oraș, cum e la voi în, în localitate. Nu mă interesează cine livrează pentru un moment, hai să vedem ce ne-a găsit. Ne-a găsit, bineînțeles, un aparat de aer condiționat Alize AV09IT1, și încă unul la fel, care e diferența între astea două, e că sunt livrate de două companii diferite. Bineînțeles că o să luăm pe cel mai ieftin, în, fiind același aparat, îl luăm în comparație. Avem un aparat de la LDK 9 Shape O, care are 5 ani de garanție, este un lucru foarte, foarte interesant. O să luăm și pe acesta în comparație. Avem un aparat de aer condiționat Vivax 09CH și încă unul la fel, vedeți o mică diferență între ele, unii sunt unul este EQIQ și altul este MIM. Singura diferență este că acesta, că m-am uitat puțin mai devreme, are și modul de uh, Wi-Fi, adică îl puteți folosi și cu, uh, și cu telefonul mobil. O să-l selectăm pe acesta și mai avem încă un aparat de aer condiționat de la Lize de 12.000 BTU, zic că este interesant 1399 de lei luăm și pe acesta și mai avem altceva până la 1500 de lei interesant hai să vedem încă un analize AV12IT1 ia nu e același post AV09, asta e un pic mai performant o să luăm și pe acesta de ce? pentru că este de 12.000 de BTU deci este versiunea de 12.000 de BTU a celui de celui de aici, livrat de către cei de la Ivar Install. Deci aici costă 1389 de lei de 9000 de BTU. La 1420 de lei l-ai la 12.000 de BTU. Hai să luăm pe cel de 12.000 de BTU și să-l scoatem pe primul. L-am scos pe primul. Hai să vedem dacă l-a nimerit. Dacă, dacă l-a nimerit. Ok, l-am scos pe primul. Ce mai avem în selecția noastră? Aici tot la fel diferența este între faptul că unul este pe uh, 9000 de BTU 09 și aici este de 12000 de BTU. Îl selectăm și pe cel de la Vivax. Hai să-l selectăm și pe acesta. Și ce mai avem? Aici sunt două firme diferite care livrează cam același... A, sunt, sunt aceleași produse, numai că unele au <gângânt> modul de Wi-Fi și altele nu au. În rest nu e nicio diferență. Deci zic că ne ajung. Hai să le vedem exact cum arată. Și ce avem aici? Deci avem două produse de 9000 de BTU, capacitate de 9000 de BTU și două de 12.000 de BTU. Hai să vedem care sunt diferența între ele ca preț. Ca preț mare diferență nu e. Avem 1.400-1.499. Adică diferența este de 1.200 de lei între ele. Dar hai să vedem mai departe. LDK, utilizare rezidențial-comercial, adică probabil este un produs calitativ mai performant și important acest lucru, da, dovadă că acoperă până la 26 de metri pătrați, e un lucru bun, e un lucru bun având în vedere că are numai 9000 de BTU, la, același, la acest nivel să acopere 26 de metri pătrați înseamnă că este destul de performant, cele de 12000 de BTU, vedeți și voi, acoperă până la 39 de metri pătrați, dar și prețul este puțin mai mare. Perete toate, adică se montează pe perete, 9000, 9000, 12000 de BTU la toate acestea. Nu e nicio diferență la gradul de eficiență energie răcire, A. La fel și la încălzire. Ce filtre avem? Avem un antialergic pe acest aparat de la LDK, un filtru Cold Catalyst antipraf, ceva de similar, numai că elimine, reușește să filtreze și praful, și un lucru bun la produsul de la Vivax. Și cam aceleași lucruri la la celelalte. Cred că ar trebui să-l scot pe acesta, pentru că el e pe 9000 de BTU. Să-l scot din selecție și să lăsăm numai pe cel de 12000 de BTU, pentru că e același produs. V-am zis, diferența este că unul e de 9000, celălalt e de 12000. Îl scoatem pe acesta și avem numai 3. Bun, o selecție mai bună. Tipul compresor rotativ la produsul celor de la LDK, DC inverter și inverter la cele de la Alize. Bineînțeles că toate sunt tehnologii inverter, adică consumă mai puțină energie. Ce vedem aici? La număr trepte în ventilator. 3 trepte la cel de la LDK, 6 la cel de la Alizei. Un lucru foarte bun. 1399 de lei, să ai 6 trepte. Asta ce înseamnă? Că îți dă mai multe viteze. Poți să reglezi mai bine aerul, ca să nu bată foarte puternic în, în frunte când stai în casă și să simți că uh, te trage curentul. Da, toate sunt inverter. Chi de instalare inclus toate și important acest lucru. Temperatură minimă de operare minus 15 grade. Cred că toate au minus 15 grade. Răci, temperatură maximă de operare răcire 53 de grade la cam în jur de 50 mer toate, nu e mare diferență și nu la asta trebuie să ne uităm temperatura maximă de operare încălzire 30 de grade versus 24 de grade, stă foarte bine din punctul ăsta de vedere aparatul celor de la Lizee de 12.000 de BTU um, coeficient randament sezonier la răcire SR aici vreau să, vă, vreau să vă prezint câteva informații. Ce înseamnă SER? SER este raportul energie eficiență, deci practic descrie eficiența de răcire a sistemelor de aer condiționat. Cu cât acest calificativ este mai ridicat, cu atât produsul respectiv este mai performant pe răcire, de pildă. Iar aici aparatul de 9000 de BTU a celor de la LDK, care are cu 9000 de BTU 26 de metri pătrați, este mai eficient din punct de vedere al randamentului decât celelalte două cu care le comparăm aparatele de aer condiționat. Vedeți un 6,6 respectiv față de 6,1 la celelalte. La încălzire, adică coeficientul de performanță la încălzire scop, e același la toate. Deci ăsta este un punct important și e interesant de, 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 marcat acest lucru. Uitați-vă când vă cumpărați un aer condiționat să aibă un randament sezonier la răcire cât mai mare. Cu cât această cifră este mai mare, cu atât este mai bine. Tensiunea alimentare nu este important. Consum energetic, consumul nominal la răcire 694, acestea vedeți consumă mai mult, sunt mult mai mari consumatoare. De ce? Pentru că, bineînțeles, sunt pe 12.000 de BTU și normal să consume mai mult. Consum nominal la încălzire, 666 versus 922, 964, ambele, toate merg pe R32, acest agent de răcire ECO, care este important. Debit de aer, unitate internă, avem un 550 de metri cubi pe oră la cel de la LDK, 600 de metri cubi la uh, aceste aparate, cele două. De ce? Și știți care e diferența? Aici avem 9000 de BTU și aici avem 12000 de BTU. Nivelul de zgomot al unității interne, cu cât este mai silențios, cu atât mai bine, adică cu cât are mai puțin decibel, cu atât mai bine, adică nu vei auzi aparatul la de aer condiționat, că șuieră prin casă. Din acest punct de vedere... Cel mai mic nivel, probabil în funcție de treapta pe care o folosești, este de 19 de decibeli. Aici este un randament mediu de 22 dB. De Sincer, aș avea mai mare încredere în ăsta decât în ceea ce mi se oferă aici. Am impresia că, cred că pe aici e problema, în general. Da? Dimensiuni: lungimea unitatea internă, adică cât de lung e unitatea pe care o pui pe perete 775 de milimetri. La primul produs cel mai lung este cel de 12.000 de BTU de la Vivax. Vedeți și voi, e cel mai cel mai cel mai, uh, uh, cel mai mare. La fel și greutate, cel mai greu este acesta, cu toate că are numai 9.000 de BTU de la LDK. Bun, 50 de decibeli toate la nivelul zgomotului făcut de unitatea externă. Funcțiile de climatizare toate au cam același lucru, adică răcire, încălzire, dezumidificare și ventilație. Toate sunt pe tehnologie Wi-Fi, adică le puteți folosi cu telefonul mobil. Și la capitolul caracteristici speciale, văd că aici sunt foarte multe informații importante pe care la produsul la LDK nu le avem. O să-l caut puțin să vedem LDK 9 Shape O. Hai să-l deschidem în altă parte să vedem exact, poate le găsim pe un alt site caracteristicile pe, pe acest segment. Ia să vedem ce găsim. E Tonis. Hai să vedem aici. Garanție specificații tehnice. Debit de aer intern 550 de metri cu pe oră. Ia să vedem, am numerit. 550 de metri cu pe oră, da, e corect. Alb, unitate externă, răcire, tehnologie Wi-Fi, nu ne spun foarte multe informații și nu putem să le luăm în calcul. Hai să vedem cum arată produsele, nu? Hai să vedem și acest lucru ca să ne dăm seama care ne place cel mai mult. Pentru că până una alta am găsit o soluție. Le luăm pe fiecare în parte. ldk o 9 Shape O ce mi-a plăcut la acest produs este că are 5 ani garanție. Comanda acum frigorifice și aparate de aer condiționat LDK și beneficiezi gratuit de extra garanție. Ce înseamnă extra garanție? Ia să ne uităm în întrebări. Poate acolo ne spune. Cum pot beneficia de 5 ani garanție? Deci are garanție standard de 3 ani și te înscrii pe site-ul lor și mai primești încă 2 ani gratuit, dar trebuie să ai montajul făcut de o firmă sau un partener Tony Street SRL. Tony Street e o firmă din Constanța care vinde acest produs și va trebui să lucrați cu o companie desemnată de ei. S-ar putea să fie bine, s-ar putea să nu fie bine. Depinde. Faptul că oferă o garanție de 5 ani e un lucru important și e relevant, înseamnă că produsul este unul de calitate. Uite, iată-l cum arată, are aici filtrele sus, acestea se scot ușor și le poți spăla, e ușor. Și așa arată telecomanda cu funcție de eco, adică consum mai puțin de energie, cu funcție de sleep, adică Poți să-l folosești noaptea apăsând pe acest buton de slip, îl în timp ce dormi, la aerul condiționat pornit și va fi bine. Nu vei avea nicio problemă dacă se teze o temperatură cum trebuie. Ai și funcție de turbo, asta înseamnă că poți să livrezi foarte puternic, ai rece în momentul în care intri în casă și se va răci foarte, foarte repede. Cam așa arată ce spun cei de la, de la Tonis. Faptul că e, dacă ai un spațiu generos de peste 30 de metri pătrați, ar trebui să alegi un aparat de 12.000 de BTU. Bineînțeles, deci ăsta e un criteriu important. Depinde cât ce suprafață aveți în casă, în garsonieră, în apartamentul cu două camere, unde îl instalați. Că dacă ne instalați o cameră de 10 metri pătrați, este de ajuns și un aparat de 9.000. Nu vă trebuie unul neapărat de 12.000 de BTU. Dacă îl puneți într-o sufagerie puțin mai mare, ar fi bine și foarte populată și cu multă mobilă, ar fi bine să aveți un 12.000 de BTU. Mergem mai departe. Produsul celor de la Alize, hai să-l deschidem și pe ăsta, să vedem cum arată, nu ne prezintă telecomanda, în schimb vedem că are un afișaj digital pe consola. aici sus, care închide instalare de 4 metri liniari inclus, clasă energetică bună, ce ne spune aici, hai să vedem ce informații ne mai dă, toate funcțiile pe care acest aparat le are, că are ventilator cu 6 viteze, v-am zis că e important acest lucru și mie mi se pare interesant. A, ne spune inclusiv ce conține kitul de instalare. Este un lucru bun, asta înseamnă că produsul respectiv este certificat ca fiind un produs de calitate pentru că îți dă toate informațiile despre produsul respectiv. Cât ai mai multe informații, cu atât mai bine, inclusiv carcasele sunt la rugină. E important acest lucru. Sincer, kit de 4 metri inclus, ventilator, ai fil, funcțiile, genul ăsta de funcție, nu știu dacă o veți folosi. Preîncălzire inteligentă, în modul de încălzire, unitatea interioară suflă aerul numai după încălzirea prealabilă a evaporatorului. Foarte bine. Mod auto, îmi place, care are multe funcții și pare, pare interesant, intrusiv filtrul lavabil, v-am zis despre acest lucru, îl scoți, bine, asta e la toate aparatele moderne, îl scoți, îl speli și îl pui la loc, e bine ca cel puțin o dată pe săptămână să faceți acest lucru, pentru că nici nu vă puteți imagina cât praf atrage un aparat de aer condiționat în aceste filtre pe care le vedeți, și unde, știți unde sunt, nu v-am arătat. Sunt aici sus, astea, filtrele astea, două trebuie scoase ușor din aceste clame și spălate o dată pe săptămână pentru că adună foarte, foarte mult praf și foarte mulți alergeni. Bun, cam așa arată produsul, hai să ne întoarcem puțin pe el. Foarte multe informații, cât costă produsul ăsta? Aici avem 1399 de lei cu 12.000 de BTU și cu kit de instalare inclus. Foarte bun prețul și foarte bun produsul. Și produsele celor de la Vivax, hai să l deschidem și pe el. Vedem faptul că are autocurățare, e un lucru foarte bun și pornirea e silențioasă, adică nu nu se auzi un zgomot în momentul care pornește. 27 de review-uri, înseamnă că l-au cumpărat destul de multe lume față de ce alte produse. Aici avem doar două review-uri la primul produs, cel de 9000 și ne spune că arată bine, am instalat aplicația și merge fără probleme, raport preț-calitate foarte bun, consumă surprinzător de puțin doar pe rece folosit. Bun, hai să vedem la Vivax ce ne spune. Sunt foarte mulțumit, bună ziua, am instalat, iar mă chinu să codul QR de scanat, am achiziționat. Așa nu conține cablul de alimentare și kitul de instalare, nu conține cablul de alimentare și consolele. Acestea se achiziționează separat. V-am zis multe detalii care sunt importante de, de, de semnalat. Deci, ca să vă vedeți aparatul instalat și funcțional, mai aveți de scos ceva bani. Lua două, telecomanda este ridicolă, aparatul vechit cu motor va avea sufla, zice un, 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 unul dintre, dintre utilizatori. acesta se declară foarte încântat de, de, de produs. Nu se aude nimic despre fi, nu pot să zic, nu are stic. Ah, foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Trebuie cumpărat separat. Răcește impecabil. consum de energie. I-am mutat și stick wireless. Recomand. Hai să ne ducem pe ultima pagină. Niște recomandări mai noi. Încălzește și face treaba foarte silențios. Hai și pe pagina 2. Sunt foarte mulțumit. O mică nemulămurire. Montajul a costat mai puțin, 299 de lei. Deci, v-am spus, sunt între 300 și 600 de lei. Depinde din ce oraș sunteți. Mulțumit, foarte bun. Afișaj, ascuns pe centru, silențios, perfect. Deci, foarte, foarte ok. Hai întrebăm la întrebări și răspunsuri. Bun. Iată, cei de la cei care asigură uh, suportul pentru acest aparat cer un 500 de lei cu TVA <laughs> pentru instalare. V-am zis, e diferență destul de mare în piață la capitolul instalării. Acoperă modulul Wi-Fi, iată, mai cumpărați și pe dușul, <laughs> modulul de la Wi-Fi de la Vivax, chiar sunt foarte curios cât costă acest modul Wi-Fi. costă 29 de lei, deci prețul crește semnificativ. Bineînțeles, nu mai costă 1499 de lei, costă 1500 și ceva de lei. La revedere, mulțumim, chiar dacă este un lucru bun, ne depășește standardele. Deci avem de ales între cele două produse, o să vi le scot, să vi le arăt. Deci. Aparatul de reconditionat LDK de 9.000 de BTU, de 1.398 de lei și un aparat de la Alize de 12.000 de BTU, care costă 1.399 de lei. Diferența nu este mare. Sfatul meu este dacă e să alegeți, alegeți mai mulți BTU, adică 12.000 de BTU, chiar dacă aveți un apartament mai mic, pentru că puterea de răcire este importantă și contează acest lucru. Pe de altă parte v-am spus, dacă vreți să-l țineți mai mult timp și sunteți interesat de acest lucru, cumpărați acest aparat de 9000 de BTU pentru care 5 ani de garanție, dar așteptați-vă ca costurile de instalare să fie pe măsura garanției oferite, adică să plătiți puțin mai mult pentru instalare decât, <laughs> decât la un aparat normal. Sfatul meu este mergeți fără nicio problemă pe aparatul Alize de 12.000 de BTU pentru că la 1399 de lei cu kit de instalare inclus din ceea ce am văzut noi pe site-ul eMag este un produs optim dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii dacă vi se, ce, dacă vi se pare că am, alegerea noastră a fost greșită și că ar fi trebuit să alegem altceva bineînțeles comentariile în acestui material scrieți-ne trimiteți-ne întrebări pe gadgetreport.org și cu siguranță vă vom răspunde. Vă mulțumesc!